Societatea în care trăim și activitățile pe care le realizează cadrele didactice din învățământul preșcolar fac ca noua generație care crește să fie cu mult mai avansată decât precedentele. Un nou seminar cu scopul de instruire a educatorilor în desfășurarea activității zilnice în grupele de copii a avut loc în incinta grădiniței numărul 3 din Strășeni. Metode și procedei uzuale, deci cele mai... clasice. Au fost toate. Și în baza, ați observat că în baza metodelor și metodelor interactive, ele le... Da, le iau pe cele clasice. Cum credeți dumneavoastră că au fost realizate metodele interactive în cadrul activităților pe care le-ați vizionat? Părerea dumneavoastră. Destul de efectiv, da. Da, efectiv. Ar trebui să fie grădinița, grupa, vârsta, educator, anul de studii, area curriculară, proiect tematici, tema, subtema, numărul de săptămâni, obiectivele de referință. Dumneavoastră, nu-i nimic nou, ceea ce nu faceți dumneavoastră. Eu acum ce vă propun dumneavoastră? Vă propun ca dumneavoastră, cred că așa cum stați la mesă, să încercați să faceți o grilă. După componentele acestea. Copiii au dat dovadă de cunoștințe și interes în activitățile pregătite pentru ei. Au cântat, au spus poezii, chiar au rezolvat rebusuri și ghicitori. Fiind repartizați pe grupe, aceștia au decupat florile primăverii. Dacă vreți să fii mai talentat, cu flori. Așa. Ce fel de floare? Cum se numește? Narcisul. Bravo. Fiți atenți. Fiți atenți. Macul. Bravo, Ionuț. Macul. Violeaua. Poftim, numește? Violeaua. Așa, violeaua. Acum au mai fost organizate încă două seminare cu scopul de instruire a cadrelor didactice de învățământ preșcolar.